My lovely friends, arăt foarte deșelată, așa, sunt foarte zbârlită și am un fundal înfiorător de negru în spatele meu pe care l-am pus să se întindă pentru că era boțit și l-am lăsat să se întindă fiindcă vreau să fac astăzi niște poze. Astăzi este o zi nouă de daily vlog, după cum vedeți. Am început-o relativ târziu pentru că planul meu era să încep de dimineață, dar am avut doi negri mustăcioși lângă mine care torceau așa frumos și am mai stat vreo oră și ceva în pat cu ei și mi-am torceau în ureche amândoi, culmea de data asta amândoi, și s-a nimerit să adorm de la torsul lor. S-a nimerit să fie cu mine și am adormit de la torsul lor și așa că și când m-am trezit, vecina mea, hai la o cafea, și m-am dus la o cafea și de-abia acum am apucat de treabă. Astăzi este o zi dedicată creativității, m-a bușit iară creativitatea și vreau să fac niște poze pentru Halloween, vreau să fac niște poze pentru Instagram, că n-am mai făcut de mult, poate o să ieșim și pe afară. Dar am început prin a mânca după ce am venit de la vecina mea și bineînțeles am împărțit ou-ul cu Jiminy, că mai mult el a mâncat ou-ul decât eu am mâncat avocado, el ou-ul, că așa se face la noi în casă, trebuie împărțită mâncarea cu copiii. Și cam asta e planul pe ziua de azi. Poze, filmat, editat. Poze, filmat, editat, vă iau să vedem dacă iese ceva, pară și vouă, și ar mai trebui să fac la copiii de afară, să le fac de ceva de mâncare, ar trebui să mai merg și pe la magazin, deci avem o zi relativ ocupată. Dar haideți să vă arăt înainte de toate ceva, ce nu credeam că vreodată eu am să fac. Am pe cineva sau am ceva de care mă voi folosi astăzi la conceperea unor poze, nu a tuturor. Stați că acum am văzut că ăsta a căzut așa, o anumită mâță s-a dat pe lângă trepiedul ăsta. Așa. Ia uitați voi pe cine am aici și ce am aici. Bine, nu arată tocmai bine așa. Este o perucă neagră. Dacă aș ști cât de rău îmi stă cu brunet, cu negru ăsta, aolo, și tocmai de-aia o folosesc pentru niște poze de Halloween. Că știți că vă spuneam eu într-un daily vlog anterior că vreau să fac niște poze de Halloween și încerc ceva cu asta, tocmai pentru că îmi stă atât de rău cu peruca asta, tocmai de-aia o folosesc pentru pozele de Halloween. Am încercat aseară să o pieptăm puțin pentru că era extrem de ciufulită. Trebuie să o tund puțin pentru că nu sunt, nu știu dacă vedeți voi, dar firele astea nu stau cum trebuie și nu știu să încerc să bag puțină, să încălzesc placa la o temperatură foarte mică pentru că ăsta e plastic, evident, și să văd dacă reușesc să îndrept puțin să stea și ea cum ar trebui să stea. Da, cu asta mă voi ocupa la una din sesiunile de fotografii. Am pus-o pe chestia asta cu flori, pe felinarul ăsta, pentru că nu am un suport din ăla pentru peruci, că eu nu am peruci și așa nu prea mă pasionează pe mine. Așa, dar da, este o perucă neagră scurtă cu breton. Înfiorător. Da, o să vedeți ce iese. Nu știu nici eu exact ce iese, am așa o vagă idee de ce aș vrea să fac. Nu am plecat cu un plan bine stabilit la mine, așa că vedem ce o ieși, Dumnezeu știe, și mai ne adaptăm pe parcurs. Na. Așa, dar să vedem întâi dacă reușesc să-mi o pun cum trebuie, cât de cât, că nici nu știu să-mi pun o perucă, și în al doilea rând dacă... De ce e camera asta așa de... cu zoom pe ea? Se pare că nu are zoom, da. Mie mi se pare că e foarte zoom, așa.
Să vedem dacă reușesc să scântui de toate să-mi o pun. Eu nu, că nici nu știu să-mi pun o perucă, nici nu știu cum să pun o perucă. Da, că simt, e un tutorial pe YouTube, vedem ceva. N-am un chef de sport, de, nici nu aveți idee, deci sunt atât de plină de chef de... Aoleu, nu știu ce să mă fac cu el. De-aia mă gândeam întâi de toate să mă duc să-mi fac un duș, să mă aranjez și de-abia după aia să pe seară să fac sport, dar în general când fac asemenea promisiuni... Aia e, mergem mai departe, vedem. Așa că cred că mă duc și îmi fac un duș acum și mai aranjez și eu părul meu natural. Și după aia trecem la perucă și la toate cele și vedem, vedem. Hai, povestim. Faceți, stau cu ochii în soare. Da, au trecut niște multe ore de când am vorbit ultima dată cu voi și asta pentru că am fost prinsă, am și vorbit la telefon mult și am avut niște treabă. Am filmat un clip care, foarte curiosă cum o să fie primit. S-ar putea să intre înainte acestui vlog. Vă las un card aici, așa sus, sau în descriere vi-l las dacă vreți să-l vedeți. E iară pe subiectul ăla cu copii, cu făcutul copilul și de ce nu faci copii. Și l-am filmat, e un TikTok de fapt, și am făcut și o serie de fotografii. M-am pregătit pentru a doua serie de fotografii, dar nu-mi bate lumina bine. Mi se pare că am pus fundalul ăla pentru că pentru perucă îmi trebuie fundalul ăla portocaliu, așa m-am gândit eu. Și nu. Nu iese bine acum, o să încerc diseară cu lumina artificială, cu lampa și cu becurile mele și încercăm diseară, dar i-am făcut câteva poze așa de test lui Jiminy și e tare scumpic în pozele alea, doamne, e atât de scump, că pisoiul ăla, cățelul era să zic. Acum mi-am făcut o ciocolată caldă din aia de la Milka, care știți că îmi place mie foarte tare, ia asta să dau luminozitatea asta. Mai... Așa? E mai bine? Să vedeți ceva? Da. Nimic, tot rău e. Așa, și... le prințese! Princes! Udita! Ignor total. Și mă gândeam eu, dacă tot am ieșit afară și încă e frumos, dar să mai scadă puțin lumina, să mă duc aici, unde vedeți că sunt pomești în spatele meu, nu magaoaia asta albă, care a fost părăsită, lăsată aici ca să-mi strice mie view-ul. Aici unde sunt pomii așa, că ăștia nu-s la mine în curte. Zicea cineva că sunt bălării la mine în curte și că am niște pomi neîngrijiți. Or fi, nu zic că nu și la mine în curte, că sunt și la mine destule bălării, dar alea nu-s la mine în curte. Știți? Acolo nu pot să mă bag. Și așa am mai curățat eu pe lângă gard, că na, mă mâncau bălaurii. Dar cât mai sunt frunzele astea, reușesc să scot niște cadre drăguțe așa cu de toamnă, că n-am scos până acum, nu prea am fost atunci în vlogul trecut când am încercat, acum două daily vloguri de fapt când am încercat să fac pozele alea, în rest nu prea am avut pomze, da. Poze din astea tomnatice cu efect de toamnă și după cum auziți trec mașini. Și Udi se tăvălește prin praf, îi mănânc nasul. Udilă, hai să arătăm noi lumii ce faci tu. Păi ce faci, mă, mama, mă? Tu te tăvălești prin praf?
Zi da, mami, că e pasiunea mea principală. Îmi place foarte, foarte tare și mă multă vălești prin prof. Îmi place așa de mult să mă transform din albă, să mă fac gri și să muldădesc șoșetele. Și e pasiunea mea. Ce faci acolo, Dumnezeule? Ce faci? Ia, stați că-i tună ceva. Stați așa, că nu e. Ia, poftim. Măi, Udi, mă te murdăresc, mă. Mă pui, mă, tu te murdălești, te faci murdălițe și nu mai ești frumusică dacă ești murdălițe. Spune-ți da spălatului pe păr. Spune-ți da spălatului pe cap. Asta trebuie să spunem. În cazul tău, spălatului pe întregul păr, întreaga blană, că este împuțită. Încăpucită. Literalmente de sub soare, pentru că tot soarele din apus îmi bate în față și este foarte frumos, este o după amiază spre seara așa de toamnă, absolut superbă, exact așa cum trebuie să fie, cum arată în vederi. Poate peisajul meu din spate nu e tocmai cel mai tomnatic și cel mai frumos, da? Nu e ca în Anglia, dar este frumos, este o toamnă frumoasă, cel puțin astăzi. Și am făcut pozelele de care v-am zis, mi-am băut cafeluța și acum am luat-o pe Happy și numai pe Happy și am venit puțin la plimbare. Happy care s-a băgat prin bălărie pe undeva pe acolo, nu se vede. Așa, au aud cum foșnește prin bălărie. Sunt fazani pe aici. Am observat zilele trecute fazani, zburau pe aici, sunt fazani și de fiecare dată când îi aud, îmi fac fazani, de parcă ar fi, nu știu, cine știe ce chestii extraordinare. Dar să desfac părul, că parcă arăt foarte ciudat numai cu firele astea în față. Și cred că Happy vrea să vâneze niște fazani, dar nu știu dacă s-a deschis sezonul de vânătoare. Happy nu s-a... Uitați, Happy! Mama, nu știu dacă s-a deschis sezonul de vânătoare, iubita mea, da? La fazani. Nu știu dacă avem voie la fazani. Așa că ai grijă, am luat-o înainte. Și n-am luat, nu l-am luat pe zdreanță, pentru că îl dor picioarele foarte tare și încerc să mă fofilez cu ea, să nu mai vin decât eu cu ea, pentru că nu vreau să-l chinui pe zdreanță, pentru că, deși distanța nu este foarte mare pentru zdreanță, care nu mai poate să meargă, care are probleme cu picioarele foarte mari, are artrit, are o grămadă de probleme, distanța e lungă, e mare și sărăcuțul nu vreau să-l chinui, știți? Adică vreau să-l las să-și trăiască bătrânețea și zilele cât o mai avea, liniștit, să nu-l chinui. Deși lui ar plăcea, îi place foarte tare, l-ați văzut cât era de fericit în vlogul anterior, chiar mi-ați zis și voi că, Doamne, cât e de fericit și cât de tare se bucură de plimbare. Și așa este, pentru că el a fost un cățel activ la viața lui și a fost un cățel care venea pe aici, adică câmpurile astea erau ale lui, le bătea de 30 de ori pe zi, adică așa sunt niște musculițe pe aici, le tot înghit. Și cumva sărăcuțul pentru el e ceva așa nostalgic să vină pe aici, dar îl dor picioarele și îl chinui și atunci încerc să-i fac lui Happy. Vreau să o obișnuiesc, să îi fac un semn așa, discret.
hai, mergem la plimbare. Și astăzi mi-a ieșit, se pare că mi-a ieșit, l-am păcălit pe tati și l-am lăsat acasă. Și am venit numai noi două, ca fetele. Și ce este curios, ce am observat, că de fiecare dată când ies cu, numai eu cu ea, că nu e prima dată când ies numai eu cu ea, dar încerc să o obișnuiesc cu semnalul, de fiecare dată când ies numai eu cu ea, stă foarte aproape de mine. Adică mai mult de 20 de metri, de exemplu, acum are 20 de metri în fața mea. Mai mult de 20-30 de metri nu lasă în față, nu lasă distanță între mine și ea. Când am venit cu Zdreanță, de câte ori am venit și cu Zdreanță, că l-am mai luat de atunci de când am filmat, să duci, aleargă, n-are treabă. Adică îi se pare foarte firesc să plece, să plece de nebună prin toate părțile, pentru că e Zdreanță lângă mine și cumva îi se pare că mă păzește. Nu știu, cam asta e logica mea, nu știu dacă am dreptate. Și am primit un mail, exact ce-mi doream în viața asta. E liberă, se simte liberă, se simte, nu știu, zburdă pe aici, toate câmpurile astea, tot a luat la mirosit. Peste tot s-a dus ea, verificat și acum, uitați, miroase niște varză. Mama, ce e acolo? Bubule, ce e acolo? Miroase bine? Da, ideea lor de miros bine, de a mirosi bine. Și am ajuns într-o zonă în care n-am mai fost. S-a construit un cartier de case la distanță de mine, în câmp, undeva. Și tocmai am ajuns aici, în zona asta, foarte aproape de casele astea și văd că oamenii ăștia foarte evoluați, foarte civilizați, care și-au făcut case în stil american, au lăsat maldăre de gunoaie aici. Felicitări! Aoleu, deci nici nu aveți idee cât mă disperă chestia asta, dar n-am cu cine să mă cer, că n-am. Uite, stați când întorc camera să vedeți. Uitați-vă și voi ce e aici. Băi, deci n-am văzut așa ceva. Aoleu, ce mă indispune chestia asta și ce mă enervează. Și n-am văzut atâta nesimțire ca la noi, mă. Jur că nu am văzut. Jur. Ia uitați-vă și voi. Am aruncat toate chestiile de la construcții. Și nu e ca și cum n-am avea un serviciu de ăsta de vine și ne ridică gunoiul, știți? Adică nu, n-avem, avem. Și e, ridică, credeți-mă că le-am dat ăstora de la gunoi, care vin să ridice gunoiul, le-am dat cărămizi. Și le-am luat, n-au comentat oameni, le-am dat borcane, le-am dat resturi din astea de materiale de construcții. Le-au luat, n-au comentat. Pentru că oricum le duc la o groapă unde nu se să le aruncă, așa. Ceea ce nu e ok, dar bă frate, decât să le arunci aici... Hai, Happy, hai că ne întoarcem, că nu mai mergem încolo. În partea ne apropiem de casă și nu are sens. Da, nu mai pot cu ei. Dar, da, de atunci de când am venit în vlogul ăla, că atunci în vlogul ăla am venit prima dată, asta a fost acum... La când vedeți voi vlogul ăsta, se fac vreo 2 săptămâni. Cam așa durează, că eu nu postez... am observat că mulți aveți impresia că postez vlogul în săptămâna aia sau... la câteva zile, nu. De când filmez eu și până postez vlogurile, daily vlogurile, sunt 2 săptămâni, în general. Cam la 2 săptămâni, cam asta e. Se mai întâmplă să fie și 1 săptămână jumate sau așa, dar, în general, 2 săptămâni sunt. Stați că trece o mașină. Au trecut oamenii aia, se uitau la mine ca la felul 15. Ce naiba caută nebuna pe câmp și mai și se filmează. Poate ori, nu contează. Stați că am mai văzut ceva. Vedeți acolo lângă... Lângă pom? Lângă boschețe? Uh-huh. Da. Așa. Nici nu mai știu ce ziceam. Azi că mi-a fugit ideea. Da. Ziceam de faptul că de atunci de când am filmat vlogul, eu am mai venit la plimbare aproape în fiecare zi. Că eu postez la 2 săptămâni vlogurile. Aoleu, tot parcă îngropi, îmi pare rău că vă zgudui. Așa, eu filmez la 2 săptămâni vlogurile. Adică le postez la 2 săptămâni după ce le-am filmat. Asta vroiam să zic, nu venea fraza în cap. Sunt mai multe motive pentru care se întâmplă asta. Nu stăm să le discutăm acum, dar deci vlogul ăla pe care l-ați văzut nu e în săptămâna aia filmat. Da? Dacă eu îl postez duminica, nu în săptămâna aia l-am filmat, ci l-am filmat aproape cu 2 săptămâni înainte. Săptămână jumate, depinde cum e programul. Și de atunci am mai ieșit la plimbare, de cele mai multe ori cu Happy. Am încercat să iau și pe Vulpi, nu vrea sub nicio formă. Hello! Am rămas cu vorbele întrerupte pentru că mi s-a terminat bateria și am ajuns acasă între timp.
Și am făcut niște de ăștia, foarte sănătoși, știm, știm și nu comentați, știu, 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 știu. Apropo de asta, taci! Așa, apropo de asta, săptămâna asta a fost cruntă. Și am avut un relapse pe zahăr rău de tot. Adică, practic, dacă mâine nu mai mănânc zahăr, pot să zic că de-abia de mâine încep dezintoxicarea de zahăr. Atâta zahăr am mâncat. Mă așteptam să am perioade din astea și mă așteptam să se întâmple, adică și încerc să nu fiu foarte strictă cu mine pe chestia asta, știi, să nu fiu foarte dură, nu strictă, foarte dură, să mă apostrofez foarte tare. Aia, s-a întâmplat, nervii mei au cedat și asta este, v-am zis și în vlogul trecut că n-a fost cea mai bună săptămână, nici asta n-a fost deloc. Bună și, na, aia, mult stres, se adună lucruri, în fine. Dar, da, ziceam de vulpi, că vulpii nu vine cu mine la plimbare și chiar asta vreau să vă spun, că îmi face bine, îmi fac bine plimbările astea, așa, nu durează mult, adică nu-mi iau mult, îmi iau maxim 10 minute, nu-mi ia cine știe ce, mă duc, mă întorc repede pe aici, prin grădini, cum ar veni, pe drum și îmi ia 10 minute sau ceva de genul ăsta și este perfect ok și cumva mai clătesc. Este foarte liniște acolo pentru că-s departe mașinile, e departe strada asta care este acum în spatele vostru, care e strada mea și este și departe de strada principală care e super aglomerată pentru că este drum național. Și sunt departe și nu e nimeni, pe lângă asta nu sunt oameni, știți? Și e liniște. A mai trecut o mașină astăzi, dar cred că asta e a doua oară când văd o mașină trecând pe acolo. Așa, mai trecut mașină, dar mă rog. Nu e circulată zona aia, e liniște, se aud păsărele, e happy care zburdă și îmi face bine, măcar așa 10 minute îmi face bine să merg și să iau un pic de aer. Mi se pare că aerul e mai curat fiind în câmp și fiind la distanță de mașini, deci toate numai bune. A depozat, urmează să pozez în seara asta, să fac poza cu peruci, cu perucile, mi-e parcă așa aveau mie. Așa, dar să mănânc, să mă alimentez puțin, să luăm puțină energie, să luăm puțin carbo. Sport în seara asta, exact ce vă ziceam. Nu, încerc să nu fiu prea dură cu mine săptămâna asta, că v-am zis, n-a fost cea mai grozavă săptămână din existența mea. Prin urmare, nu încerc să nu mă... Așa, există întotdeauna o zi de mâine și o zi de luni, așa că vom vedea. Ce va fi? Da, acum mănânc cartofiori până se până nu se răcesc și mă uit la Peter Moon. Peter Moon, Peter Mann, Mann. Peter Mann este un tip care face vloguri din alea de tip drama. El așa a început cu un drama channel din ăla, știți, despre Jeffree Star. Cred că știți majoritatea. Este un tip așa la vreo 50 de ani care are tot timpul o șapcă în cap și are o barbă albă așa și el e simpatic de felul lui. La clipurile cu drama, despre drame din lumea YouTube-ului, prea puțin, nu prea mă mai uit, mi s-a luat, dar mă uit la daily vlogurile lui, care face vloguri pe canalul lui de daily vloguri, care are 6 canale de YouTube. Pe canalul de daily vloguri are vloguri și vlogurile lui nu scale mele, cu filmat, nu știu ce, unghiuri, cu muzică, nu, el se pune în fotoliu în fața camerei și începe și debitează toate tâmpenile din lume. Practic el nu zice nimic, adică absolut nimic. Spune ce a mâncat aseară, ce a mâncat azi, serii TV a văzut și atât. Adică nu spune nimic în fond util, știți? Dar atât de tare mă relaxează când îl aud că vorbește despre nimic, deci nici nu aveți idee. Cred că este genul ăla de content pe care îl consumi. Nu știu, unii se uită la emisiunile alea tâmpite la care îți moare creierul la televizor, eu mă uit la asta. Și acum observ că e ăsta în spinarea mea. Poți, te rog frumos, să nu mai fii tu personajul principal în fiecare clip, Dumnezeule, că în fiecare clip trepiedul ăla este în spatele meu și când văd la editare, îmi vine să-mi dau palme. Da, asistenta mea, de nădejde, care bănuiesc că e Udi, dar nu e... A, i-am făcut poze lui Udi, i-am făcut și lui Udi. Poze, acum mai trebuie să lipesc, să fac mie poze și să lipesc pozele și să concep o idee. Așa. Da.
ce ziceam, așa, că contentul, da, unele persoane se uită la mizerii din alea de emisiuni cu de cancan și mai știu eu ce, eu mă uit la ăsta care vorbește despre nimic. Îmi place vocea lui și îmi place, mă relaxez. Sau, da. Aia e. Deci, păpăm cartofi și vedem după aceea. Arăt foarte fresh, după cum vedeți, să-mi dau chestia aia jos din cap. Sunt absolut adorabilă, cu mutra mea grasă, dar am fost să mă demachez acum, pentru că am, cum am zis, cred că la ultimul update, când am mâncat cartofii prăjiți, m-am apucat să fac pozele prima dată, să fac pozele cu mine pentru acel concept de Halloween pe care îl... vreau și n-aveam, după cum am zis, n-am plecat cu un plan bine stabilit, adică anul trecut am văzut faza cu mătura, adică aveam o imagine foarte clară cu fundalul ăla roșu, cu mine pe mătura aia, cu pantalonii ăia negri, cu cizmele alea, cu bot ascuțit, adică aveam toate detaliile astea setate în minte, mai puțin pozițiile lui Udi și a lui Jiminy, pentru că nu știam în ce poziții îi voi prinde în poze și restul totul era setat. Anul ăsta n-am avut. Știam doar că vreau să mă folosesc de peruca aia neagră ca să fie ceva diferit și cumva să mă asortez cu negricioșii mei. Și nu știam exact cum să stau, ce să fac, cum să fac. M-am gândit la negru cu portocaliu, să pun portocaliu pe fundal pentru că e contrastul. Și până la urmă mi-a venit o idee în timp ce făceam pozele și în timp ce m-am apucat de editat. Și da, m-am decis să iau ca recuzită un pahar din ăla de șampanie în care am pus niște cola. Și aia să fie poțiunea în care o transform, pentru că eu anul trecut în poza de anul trecut, pardon,
V-am spus că sunt vrăjitoare. Și continuând pe aceeași temă și pe aceeași poveste a faptului că sunt vrăjitoare, m-am gândit că anul acesta să-i transform pe Jiminy și pe Udi, pe Jiminy într-un dovlecel sclipicios și pe Udi în poțiune. Deci Udi s-a transformat într-o poțiune și Jiminy îl transformă într-un dovlec. Și m-am apucat de editat pozele. Mie mi-a foarte mult. Nu știu cum sunteți voi și cât de perspicace sunteți voi în ale Photoshop-ului, dar mie lucrurile astea mi-a foarte mult, în sensul că acum este 1:30 și editez de vreo 3 ore la poze și încă n-am terminat. Adică sunt foarte multe layere pe care le-am de făcut acolo, sunt foarte multe chestii, umbre, fum, proporțiile, trebuie să încerc să se fa, să se pupe cât de cât și să îi pun pe ăștia în pozițiile ok. Iarăși, peruca aia a necesitat foarte multă editare pentru că este extrem de plasticoasă și se vede extrem de urât în poze. Și am încercat să o scot cumva mai... Acum mi-am dat seama că mi-am luat bluza de pijamă cu spatele în față. Atât sunt de cheună. Și peruca aia mai trebuie să o editez. Pentru că, în primul rând, n-avea partea asta tăiată. Înainte de a mă apuca de poze, a trebuit să tund bretonul. Pentru că îmi venea până aici bretonul. Și l-am tuns și vreau să fie bretonul la în stil, așa, știți, super ascuțit. Numai că în momentul în care eu mă mișcam în poze, bretonul ăla se mișca și el și nu mai stătea în poziția în care era pus. Nu mi-a trecut prin cap să mă duc după fixativ, că pierdeam timp și a trebuit și pe ăla să-l retușez puțin din Photoshop. Și pe aici ieșeau niște fire, cu toate că eu am încercat să le curăț, să le tai, dar au ieșit. Așa, multă, multă migală la pozele astea, să știți. Deci dacă vedeți poza asta, sper să fie gata până postez vlogul ăsta, că mă uitam, chiar mă uitam pe calendar că vlogul ăsta o să intre fix de Halloween, pe 30. Prin urmare, ar trebui să fie gata și dacă este gata la momentul la care editez video clipul ăsta, pentru că editarea foto cu editarea video nu se sincronizează niciodată la mine. Dacă este gata, vă las pe aici pe ecran. Dacă nu, intrați la mine pe Instagram și uitați-vă pe Instagram, că sigur am postat-o în momentul în care am postat și clipul. Și da, e distractivă ideea, e simpatică și mă distrează, dar e foarte mult de muncă, deci... Acum am 3 ore și nu sunt nici la jumătate cu editat. Știu că aia de anul trecut mi-a luat vreo 4 ore tot așa cu layerele, că nu prea le aveam eu la vremea aia cu layerele în Photoshop și de-aia e atât de simpluță poza. Acum e ceva mai complex, dar sunt și mult mai multe layere și mult mai multe chestii de la care trebuie să am grijă și o să mai ia ceva. Dar sper să o termin să apară de Halloween. În rest am făcut o baie. Acum, chiar dacă este foarte târziu, am zis să stau 20 de minute să mă relaxez puțin în apă pentru că nu mai pot. Îmi simt umerii foarte încordați stând așa supra laptopului și mâine am o zi destul de plină, începe destul de devreme și așa că încerc să mă recapăt puterile, dar cum v-am zis, este deja trecut de 1:30. Așa că eu vă închei aici. Mulțumesc mult dacă v-ați uitat până aici, dați un like și un share la clipul ăsta dacă mai vreți să vină daily vloguri. Și dacă ați ajuns până la final, deși nu știu cât este de lung sau de scurt clipul ăsta, pentru că încă nu am descărcat toate materialele în laptop, mai am ceva pe card. Prin urmare, nu știu cât de lung sau de scurt este. Dacă ați ajuns până la final și mai ales dacă ați văzut și poza de final, lăsați un dovlecel din ăla, un emoji cu dovlecel din ăla de Halloween și o pisică de aia. Mulțumesc, vă pup și să aveți un weekend minunat, o duminică minunată, un început de săptămână minunat și ne vedem în următorul clip. Ciao!